Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Lucrări Diverse. În acest clip veți urmări montaj gresie. Veți vedea cum se începe o operațiune de montaj, cum putem face o simetrie și de unde începem montajul. Deci tot timpul ținem cont partea la vedere, să avem placă întreagă, cum este în această situație, iar ca aliniere ne vom ghida după acest perete din fața mea. Am măsurat din perete până în rândul de gresie 60 de centimetri, iar în acest capăt 60 de centimetri, adică vor intra două plăci. Având alinierea făcută, acolo cât și la perete, putem începe montajul. Voi începe din partea dreaptă, voi merge în stânga și, ferbuit câte un rând, voi ajunge până în această zonă. Bineînțeles, măturat, curățat și apoi montat. Țineți aproape, continuăm. Până la acest moment, cam acesta este rezultatul. Am terminat plăcile întregi în bucătărie și am trecut în partea din hol. Una, două, trei rânduri. O să las un culoar pe ei să pot circula până mâine. Aici avem o mică diferență de nivel, bucătăria este mai sus, dar îi voi pune un colțar în zona aceea și se va vedea foarte bine. Sau așa se prezintă și la sol. Țineți aproape, continuăm. Când ajungem la această zonă, revin. După cum am promis, am terminat cu plăcile întregi, am lăsat culoar de trecere prin această zonă, să pot ieși pe ușă. Cam acesta este rezultatul, se vede foarte frumos, mai ales când va fi chituit, totul va avea totul alt aspect. Gresie porțelanată, 30x60, montată cu adeziv ceresit CM11, voi aplica un kit gri antracit și, bineînțeles, pentru contrast, o plintă albă, o plintă de PVC. Dar finalul acestei lucrări îl veți vedea într-un videoclip viitor, cu toate operațiunile făcute în acest apartament. Noi oameni, până data viitoare, vă salut și numai bine! Țineți aproape!